face simțit, văzut și concretizat în mai pe scena de la Stockholm, pentru că Batman sau Superman încă nu știu, dar oricum cu pumnul sus și cu mantia fâlfâind, Lidia Isac va reprezenta Moldova la Eurovision în Suedia. Bună dimineața! Bună dimineața, Cătălin! Salutare! Salutare! Cum ești? Foarte bine, am dormit puțin, dar emoționată, sigur. Emoționată, cu emoții în plus față de atunci când... Și cred că a fost una din primele invitate din seria maratonului Eurovision, da? Și Moldova 1. Poate, da? Mi-a purtat noroc. Foarte posibil. Tu cum... Zici ce, că ai dormit puțin, evident, și de la emoții și de la dispute și de la tot ce s-a, ce s-a întâmplat, de tot ce s-a vorbit. Evident că o să vorbim despre lucrurile astea, pentru că nu pot, trebuie clarificate niște chestii și poate anume din partea câștigătorului luna vrea să audă niște lucruri. Că ce ar avea de comentat, ce ar avea, știi care sunt acuzele, știi care sunt părerile. Da, știu și am auzit foarte multe. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care mă susțin, care m-au votat, care îmi scriu pe Facebook sutele de mesaje. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Vreau să le mulțumesc chiar și celor care scriu critici, fiindcă sunt și cei care scriu critici. Criticile mă fac pe mine mai puternică și mă motivează să lucrez și mai mult. Haters gonna hate? Eu cred că criticile constructive chiar le iau în seamă și ca în mai să mă prezint la un nivel foarte înalt, voi lucra atât la show, cât și la piesă, cât și la interpretare și mă voi gândi cum să prezint piesa într-o modalitate mai bună. Spune, tu cum te-ai simțit în finală față de semifinală? Prestația ta, cum ai simțit-o tu? Te simți mai bine, mai confortabil? M-am simțit mai confortabil. În primul rând, după semifinală, nu știu, parcă, nu, sincer, nu credeam că o să câștig. Și m-am simțit liber fiindcă am ieșit ca la un concert mai mult decât ca la un concurs, să cânt pentru lume, știi? Și asta cred că mi-a dat aripi. În al doilea rând m-am simțit mai liber fiindcă aveam și o altă rochie care nu mă strâmta atât de mult, fiindcă prima rochie era foarte incomodă. Asta tot este una. Eu asta n-am să înțeleg niciodată, dar ok. Dar nu, întâmplător ne întreb de diferența dintre semifinală și finală, pentru că în finală a luat notă mai mare din partea juriului. Nu pot să zic că am luat o notă mai mare, fiindcă unii membri ai juriului mi-au pus și 0, mi-au pus și nota 1. Per total. Per total a ieșit locul 3, da, foarte da. Bine, eu chiar nu m-am așteptat, dar am avut și note de 7 și 5 și 1 și 0, nu a fost de asta întrebam, zic, poate starea ta s-a concretizat și în rezultate, poate cumva te-ai simțit mai bine, poate ai simțit mai bine piesa, știi, poate ceva s-a întâmplat la tine spre bine. Probabil, fiindcă m-au telefonat foarte mult și au spus că în finală chiar m-am prezentat mai bine, nu știu, am fost mai relaxată, așa au zis ei, chiar și eu m-am simțit mai relaxată. Ai te gândit deja la schimbări pe care le vei face față de... încă nu am reușit, însă echipa mea deja de astăzi o să înceapă să lucreze la conceptul show-ului, care va fi diferit, fiindcă aici este o scenă, dar scena cea mare internațională necesită cu mult mai multe investiții, atât în idei cât și financiare, și vom gândi un show cu totul inedit pentru Suedia. Dar care este maximul de schimbări pe care îl poți face în încolo? Oricum, față eu de cred că va fi un show bazat mai mult pe video, pe imagini video, pe LED-uri, fiindcă acum este chiar și o tendință, se scapă de toți dansatori. Stai așa, că nu plecăm departe, anul trecut. Manzel Merlo a dansat cu desenele animate. Exact, Lorin tot a fost singură, doar cu un dansator care a ieșit la sfârșit. Și vom încerca să facem ceva modern, să scăpăm de toate clișeele astea cu dansatori, cu foarte multă lume în scenă și așa mai departe. Dar nu zic că vom face așa, nu știu încă. Ne vom gândi cum va fi mai bine. Producătorul ce spune, a avut și el ceva de comentat când a venit vorba de critici, de influențe. Vorbeam mai devreme cu Aleona Mun despre cum s-a jurizat, despre cât de obiectiv de s-a spus să fie în momentul în care ajung să fie jurați acolo la masă. Și se vorbea de influență, se vorbea despre faptul că, uite, s-ar fi putut să se influențeze cineva din jurați. Nu știu, nu pot să comentez acest lucru, fiindcă de la jurați chiar n-am avut o notă maximă. Locul 3, da, e bine, dar nu era o notă maximă. De televoting sau ce pot să spun, chiar un exemplu, atunci când a participat și Zdob și Zdup, erau pe locul 3 la televoting și pe locul 1 la televoting și pe locul 3 la juriu și au câștigat. Adică asta e. Se transformă în tradiție. Atunci când acolo când ești locul 3 la...
în preferințe jurului, s-ar putea să mergem mai departe. Uite, bun, starea s-a schimbat, vestimentația nu știu dacă probabil să schimbi și pe aia, da, e încă o rochie pentru semifinalul Eurovision, da? Cred că da, ne vom gândi să facem cumva să fie foarte frumos. Acum, uite, când vine vorba de schimbări, uite, vrem să facem ceva, vrem să facem ceva bun. Te-ai spus că vreți să schimbați poate și design-ul, poate felul în care te miști pe scenă, ceea ce apare în spatele tău. La nivel emoțional, care o să fie... Băi, ok, nu avem cum să anticipăm starea noastră. Nu putem anticipa, dar oricum avem încă timp înainte, timp pentru pregătire, atât la nivelul show-ului, cât și la nivel emoțional. Chiar pot să spun că de la preselecții s-a văzut vădit creșterea mea, să spunem așa, la interpretarea acestei piese până la finală, semifinală, și mai am încă 2 luni să lucrez foarte bine și să muncesc ca să perfecționez la maxim. Știi, portarul italian de fotbal Gianluigi Buffon, în momentul în care are un meci oficial, deci iese cu 1 oră sau cu 2 ore înainte de meci, iese pe teren și palpează toate porți, ambele porți, barele porții, știi? E o tradiție, cumva se pregătește de Eurovision, se pregătește de meci, da. S-ar putea să vedem cu câteva ore sau câteva zile înainte de evoluția ta pe scena de la Stockholm, mergi cineva acolo pe scenă? Ce? Stai că-i dai sac. Cine știe, poate îmi fac și eu așa un obicei terenul, ceva, știi? Da, să câștig, să mă prezint bine. Dar uite, chiar ai superstiții legate de chestia asta? Nu, chiar nu am superstiții, dar cred că acum vine cea mai grea etapă. Acolo o să fie foarte greu, eu am fost deja și știu ce e asta, sunt repetiții peste repetiții, interviuri, adică trebuie să fii foarte pregătit, este și fizic și moral. Și eu înțeleg că e o responsabilitate foarte mare și mă pregătesc foarte bine pentru asta. Știi, un eveniment de asemenea calibru emoțional nu poate să treacă pur și simplu nevăzut și în momentul în care treci de el, în momentul în care îl depășești, în momentul în care el rămâne cumva în urmă, vrei să mulțumești unor oameni pentru faptul că uite, ai fost cu mine alături în momentul ăla. Credits, știi, ca, da. ca în filme, la final. Sigur, deja am mulțumit toată lumea care m-a susținut, toți care m-au votat, toată echipa care a lucrat împreună cu mine, producătorul meu, Sergei Orlov, și toată echipa. Sunt foarte mulți oameni profesioniști adevărați care m-au ajutat să arăt ceea ce am arătat eu ieri în finală. Sigur, să mulțumesc mamei mele, prietenilor, și vă garantez că în mai, la Stockholm, voi prezenta țara la un nivel foarte înalt și voi munci foarte mult aceste 2 luni asupra prestației mele. Eu acum nu știu dacă vreau să mă iau de Zodi sau nu știu cât ești Berbec. Da. Nu și eu să tot pe dimensiunea dacă e să mă iau, dar cumva reputația de a fi foarte perseverentă și încăpățânată, știi? Nu știu cât de mult se aplică asta în realitate. Este așa ceva. Da? În condițiile astea mă întreb, ce ar putea pe tine să te facă să... sau există ceva care ar putea pe tine să te facă să te descurajezi? Uite că nu mergi, uite că nu cred, eu în general cred că niciodată nu trebuie să te descurajezi de ceva ce îți place și în ceea ce tu crezi atât de mult. Și eu lucrez foarte mult, fac muzică de mică, să spunem așa, la Eurovision particip a 4-a oară, nu știu câtă oară deja. Și niciodată nu m-am dat bătută și chiar și dacă am pierdut, am pierdut cu demnitate și niciodată n-am acuzat pe nimeni, n-am făcut nimic, adică bine, n-am câștigat, așa e. Poate la anul o să fie steaua mea norocoasă căzătoare. Iată că anul acesta a fost steaua mea norocoasă căzătoare. Exact, nu te-ai dat bătută, spuneai, vorbeam mai devreme de Zodie, Berbec, știi, mă gândeam, păi, nu te-ai dat tunsă, știi, dacă vorbim de Berbec, dar bravo. Pentru acțiune pe care o ai, pentru că, în primul rând, ești de admirat, pentru că ți-ai găsit și știi exact care e obiectul pasiunii tale. Muzica. Deci știi că asta vrei să faci. Înseamnă că nici o stea căzătoare nu te va opri. Mersi. Așadar, eu te invit în scenă și o să fie un pic mai ceremonios decât prima oară. Dar Lidia Isaac, Falling Star, piesa care va reprezenta și interpreta care va reprezenta Moldova la Eurovision în Stockholm, în Suedia, în luna mai. Falling Stars, Lidia Isaac, eu sunt Cătălin Ungureanu, nu voi reprezenta Moldova la Eurovision, dar voi reprezenta bună dimineața de weekend, sâmbăta viitoare începând cu ora 8. O zi frumoasă să aveți!
try to speak or make a sound. The dark surrounds me when you go. The dream we had disappeared. So I believe I'm holding on. I didn't mean to let you down. The sky.